Moarte suspectă a șefei unei companii celebre de bijuterii de lux a murit după ce a căzut în mod misterios de pe un vas de croazieră. Nici la această oră trupul femeii nu a fost recuperat. Dilek Ertek, o bogată turcoaică în vârstă de 71 de ani, distribuitoarea bijutierului de lux Tiffany, a căzut în circumstanțe misterioase de pe un vas de croazieră norvegian pe 26 octombrie. Trupul ei nu a fost încă recuperat, iar experții sunt nelămuriți cu privire la modul în care Ertek, care avea 1,70 metri înălțime, ar fi putut cădea de pe navă peste o balustradă de protecție de 1,5 metri înălțime. Mai mult, fiul său a declarat că bijuteriile au dispărut din seiful din cabina mamei sale. Înregistrările camerelor de supraveghere de pe nava de croazieră indică faptul că Ertek a căzut de pe pachebot în jurul orei 3 în dimineața zilei de 26. Partenerul ei, un elvețian în vârstă de 74 de ani, nu a anunțat dispariția ei decât 20 de ore mai târziu, ceea ce a determinat echipajul navei să-l țină sub observație până când nava a acostat în Tahiti 3 zile mai târziu. Partenerul lui Ertek a fost interogat de poliția din Tahiti înainte de a fi eliberat în cele din urmă din lipsă de probe, iar avocații lui Ertek au intentat un proces împotriva operatorului vasului de croazieră. Dilek Ertek a început să-și construiască averea în 1995, când a deschis primul magazin Tiffany din Istanbul și a continuat să fie principalul distribuitor al bijuteriilor de lux ale brandului în țara sa natală timp de peste două decenii.